O secundă de neatenție a fost de ajuns pentru a provoca un accident de circulație. Totul s-a întâmplat din cauza unui tânăr șofer care a schimbat brusc banda de mers pentru a-și parca mașina și a intrat în coliziune cu un alt autoturism ce circula regulamentar. Alte 4 mașini parcate au fost avariate în urma impactului. Din primele verificări, polițiștii au constatat faptul că un tânăr, în vârstă de 22 de ani din municipiul Drăgășan, județul Vâlcea, în timp ce conducea un autoturism pe strada Crișan din municipiul Slatina, nu s-ar fi asigurat corespunzător la schimbarea direcției de deplasare și a intrat în coliziune cu un autoturism condus de către un bărbat în vârstă de 53 de ani din municipiul Slatina, județul Olt. În urma evenimentului rutier, a rezultat și avarierea altor 4 autoturisme parcate. Din fericire, accidentul nu s-a soldat cu victime. Șoferul din Drăgășani care a provocat totul a fost amendat de poliție. Conducătorul auto, în vârstă de 22 de ani, a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 660 de lei, iar ca măsură complementară, polițiștii au aplicat 3 puncte de penalizare. Circulația a fost îngreunată în urma accidentului. Șoferii care s-au ales cu mașinile lovite le vor repara cu asigurarea celui care a provocat totul.